se menține până luni seara la ora 20. Meteorologii anunță că până atunci va fi vânt puternic la altitudini mari și vor fi ninsori moderate cantitativ în zona înaltă din Carpații meridionali. Aproape 10.000 de turiști sunt prezenți la Sinaia în acest weekend, după cum estimează primarul Vlad Oprea. El spune că din cauza numărului foarte mare de turiști a luat măsuri suplimentare de protecție. Vlad Oprea îi îndeamnă pe oameni să aleagă trenul ca să ajungă în stațiune.